Petra, Șurubel, ne întoarcem apoi. A fost prietena mea, Dana Rogoz, cred că la avanpremieră și a fost extrem de emoționat, i-a plăcut foarte tare și sunt și eu foarte curioasă să merg să-l văd. Felicitări încă o dată. Abia aștept. Eu sunt în continuare curios de mesajele voastre. Ce vise v-au rămas în minte? Hei, coșmarul meu este următorul, ne zice Amalia din Târgoviște. Visez că trebuie să vorbesc în public și mestec gumă. Vrând să o dau jos, scot guma la infinit, efectiv nu pot goli gura de gumă și mi se repetă visul ăsta de ani buni, ce-o fi. Doamne, cât de tare, da. Tu dai seama. Amalia, știi ce ar fi foarte fain? Să vii la noi la emisiune. Tu știi ce înseamnă să cioflăi? Să cioflăi? Da. Nu. Nu mai cioflăi. Nu. Nu mai cioflăi. Să clefăi. Nu, să cioflăi. Să cioflăi? Să cioflăi. Da, în fine. Important e că de fiecare dată când visez, fie că e un vis frumos, fie că este un vis urât, nu, visul ăsta nu i-are în prim plan pe copiii mei. Pentru că chestia asta m-ar emoționa peste măsură și dacă ar fi frumos. De bine și dacă ar fi de rău. Da. Pentru că până la urmă ce este mai frumos decât să te pregătești, să aduci pe lume o nouă viață și pentru prima oară. Ce emoții, ce entuziasm. Ne dai vreo veste? Nu. Te rog, nu. Numai nu, Doamne. Nu. Exclus. Am crezut că trebuie să fac eu singur cu Bogdan emisiune. Nu. Eu nu, dar următoarea invitată are multe să ne povestească. Doamnelor și domnilor, alături de noi este Mălina Avasiloae. Bine ai venit. Bine v-am găsit. Ești atât de frumoasă. Mulțumesc, la fel. Ești însărcinată, da, parcă și mai tare strălucești. Și mai frumoasă. De fapt, ne arăți și mai o burtică, le arăți și telespectatorii, pentru că tu ai o burtică de aproape 5 luni. Da. Și abia dacă se vede. Ia, priviți. Dacă se vede. Hai, mă. Bine, sincer, m-am îngrășat doar aici, la nivelul abdomenului, dar... Ești superbă. Antim. Mulțumesc. Aole, mulțumesc. Sunteți niște drăguți, mulțumesc. Îi pun aici să se vadă frumos. Ce faci? Cum te simți? Măi, mă simt... fără cuvinte. E o perioadă pe care mi-e greu să o descriu, pentru că știi și tu cum e la prima experiență de genul. Și apropo de vise, am avut și eu un vis în care mi s-a spus dinainte că o să am un băiețel. Pe bune? Da. Cum? Efectiv mi-am visat băiatul, cu tot cu trăsături, cu tot cu zâmbet, absolut toate trăsăturile. Și m-am dus acasă la Lin și am zis să știi că o să avem un băiețel. Iar apoi, a doua zi m-a sunat mamaia, mi-a zis tu o să ai un băiat. La fel tot printr-un vis s-a arătat numele, vestea asta. Ți s-a arătat și numele? Numele, acolo e o problemă. E o problemă că încă n-am ajuns la un numitor comun cu Alin. Nu puteți să puneți două nume? Putem să punem două nume, dar deocamdată nu-i place nicio propunere de-a mea. Cred că are o problemă personală cu numele de băieți. Dacă era fată, era foarte ușor, ar fi chemat-o Lara Gabor. Pentru că eu sunt o fană a Larei Fabian și mi se pare că are o rezonanță aparte, așa, da. Lara Gabor. Dar dacă e băiat... Laru, Laurențiu. Uite, îmi place Lucas foarte mult. Lucas, dar da. Nu-i place soțul lui. Nu-i place. Dar de ce îi place? Nu, Alin că Alin, îi place. Nu, dar fix așa am zis. Alin Junior. Sună foarte bine. Vezi, da. Nu e inspirat, sincer, nu se poate. Nu, că o să fie greu prin casă când îi strigi. Păi da, dar nu, poți să pui invers, poți să pui Nilă. Da. Nila. Nu, și o să fie și amândoi lei. Adică o să am 2 lei în casă. Dar cum ai primit vestea? Că ești însărcinată. Cred că vestea asta ia prin surprindere orice mămică, cu toate că își dorește lucrul ăsta, dar când începi să conștientizezi că bate o inimioară în tine și mai ales în perioada asta în care el a început să se miște și să simt, chiar aseară stătea Alin cu mâna pe burta mea și a fost pentru prima dată când a simțit și el atât de evident mișcările. Dar înainte de asta a fost o sarcină dorită, programată? A fost luna noiembrie, pentru noi a fost luna în care am zis, băi, hai să vedem cum vrea Dumnezeu să ne creioneze destinul. Și am zis, hai să o facem. Noi simțim, dar sincer, n-am crezut că se întâmplă atât de din repede. Prima. Da, n-am Bun, crezut și asta. Cum ai aflat? Cum am aflat? Alin era la un congres în Dubai, el e medic stomatolog. Eu eram singură acasă, mi-e întârziase de vreo două zile, era un decalaj așa... insignifiant, da. Nu neapărat să mă bage acum în sferieți. Și eu nu eram atât de fixată să fac testul de sarcină, am zis, lasă-mă că vine, aveam și niște stări, tu, Adela, trebuie să știi. Mai ciudate, da. Iar Alin din Dubai mi-a comandat testul de sarcină la ușă. Da. Acum, m-am trezit cu astăzi. Testul de sarcină la ușă. Serios? Da. A trimis un curier cu testul de sarcină? Fără să-mi spună. Deci mi-a bătut curierul la ușă și zic, da, bună ziua. Păi avem de la dumneavoastră, de la farmacie,
Zic, da? O comandă de la Dubai. Și zic, hai mă să-l fac să stea el liniștit acolo, dacă e și departe de casă. L-am făcut la mișto acolo, l-am pus, m-am dus să mă spăl pe mâini la baie. Mai și nici un minut n-a trecut, că știi că intervalul de timp e între 5, 10, 15. Și când trec pe acolo prin bucătărie, eu cu treabă, nu mai aveam niciun stres. Văd o linie să cad din picioare și zic la linie. Nu momentul pot să cred. Momentul este ceva. Da, e. Zil. E că ți se schimbă viața. Nu, nu, schimbă. Secundă aia. E deci panică, până sau? Ți se schimbă viața, încep, eu personal am început să tremur. Da. M-am super ventilat. Deci nu, a fost el să leșin aproape. Deci e foarte, și... e foarte tare, foarte interesant. Iar el a ieșit din sala de... I-ai trimis poza, l-ai sunat sau cum a fost? I-am trimis o poză, eram așa șocată, efectiv poza aia nu pot să o arăt nimănui, că n-am, nici mame n-am curaj să o arăt, eram gen... Și el a ieșit din sala de curs, s-a dus la baie, a tras o poză, să zic, nu? Păi de da, emoții, l-a de... luat atacul de panică, de vai. Și a început să plângă de fericire, vă dați seama că apoi... Bine, prima săptămână pentru noi încă a fost perioada aia tranzitorie de acomodare cu gândul, la modul, da. Păi chiar o să fim părinți. Aolo. Da, dar eu asta mi-am dorit mereu să fiu o mămică tânără, m-am raportat mereu la familia și relația pe care am avut-o cu mama, pentru că mama, întâmplarea face sau nu, a născut primul copil pe sora mea la 24 de ani și 9 luni și eu s-o nasc la fel. Ce frumos! Nu știu dacă e o pură coincidență, dar îmi doresc să fiu mamă tânără, îmi doresc să am casa plină de copii și cred că până la urmă, pe lângă carieră și alte împliniri, cu asta te hrănești deci, cel mai mult. Foarte importanți membrii familiei. Acum se extinde familia. Cine o să fie nașa? Nașa, am ales-o și nașa copilului și nașa noastră de cuplu, pe Nicole Sheri. Mai avem o pereche de nași de cuplu. E vorba de Chris și Anca. Am făcut alegerea asta cu sufletul pentru că Nicole e prietena mea de vreo 5-6 ani și e omul pe care îl simt aproape sufletului meu. Știu că o să fie alături de mine și cu sfaturi și cu... Ea știe totul. Ea se descurcă? Mai se descurcă. Da, chiar că nu mai vorbi cu ea de mult. Ea ce mai face? Ce mai face, da. Uite, cred că se uită la noi, sincer. Da. Și chiar m-a impresionat când mai merg pe la ea prin vizită și văd cu câtă îndemânare și curaj o apucă pe Anastasia, o ia, o mută, eu sunt încă, mamă, cum faci? Dar mi-a spus că totul se învață și asta mă liniștește, sfatul ăsta. Te-ai gândit cum vrei să naști? Eu mi-aș dori natural, pentru că dacă nu întâmpin nicio problemă medicală, așa m-a sfătuit și mama și mama soacră, cumva sunt experiențe și păreri pro și contra la orice variantă. Nicola a născut cezariană și e foarte fericită cu alegerea pe care a făcut-o. Cred că la recomandarea medicului o să iau și eu decizia și... Na, cel mai bine, nu mai contează faci, nimic, da. Ce vrei tu. Te sfătuiești cu medicul tău și o să spună care este cea mai bună variantă pentru tine. Ne bucurăm foarte mult că ești însărcinată și pur și simplu strălucești. Vreau să te mai ținem lângă noi pentru că o să ne și cânți astăzi. Numai că acum vom lua o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu povești și cu muzică. Publicitate!